Polițiștii ai Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Giurgiu au fost prezenți încă de săptămâna trecută în școlile din municipiu pentru a promova și prezenta avantajele și dezavantajele profesiei de polițist. Elevilor de clasa 8-a din cadrul Școlii Academician Marin Voiculescu le-au fost prezentate școlile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care pregătesc agenți și ofițeri de poliție. Mai mult, oamenii legii le-au explicat elevilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale poliției. Care sunt avantajele acestei munci de poliție și absolvirea unei instituții de învățământ în cadrul Ministerului Administrației și Internelor? În primul rând, accesul la o bază de pregătire modernă. Gratuitatea învățământului. Pe perioada școlarizării, beneficiați de cazare și masă în condiții gratuite și echipament. La absolvirea instituției de învățământ, veți fi repartizați într-una din unitățile Ministerului ale Poliției Române, respectiv, unde veți încadra cu certitudine un post. În ciuda avantajelor pe care le are profesia de polițist, elevii nu au fost convinși de faptul că această profesie îți oferă o stabilitate, dar și un statut în societate. Ba chiar, unii dintre aceștia au sfidat explicațiile oamenilor legii, fiind ocupați în timpul prezentării ofertei de alte activități. Mai interesante au fost discuțiile între ei și jocurile pe telefon. Întrebați dacă vor să devină polițiști, aceștia au spus că nu, argumentând prin faptul că este prea mult de învățat și că nu sunt siguri, în primul rând, dacă vor lua bacul. Vrei să devii polițist? Nu. De ce? Nu vreau. Nu ți-a plăcut nimic din ce ți s-a prezentat aici? Ba da. Și atunci? Crezi că nu ești în stare? Nu. De ce? Nu iau bacul, cred. A, tu deja te gândești că nu iei bacul. Bine. Nu-mi place. Nu ți-a plăcut nimic din ce ți s-a prezentat aici? De ce? Crezi că nu este pentru tine? Sau? Nu. De ce? Nu e genul meu. Nu te-au convins, domnul? Crezi că este prea greu pentru tine? Nu, dar nu mi-aș dori eu. Totodată, elevii școlii numărul 8 au fost invitați astăzi la postul de poliție din comuna Frătești. Acolo le-au fost prezentate activitățile pe care le desfășoară lucrătorii în fiecare zi. Acest gen de activități vor avea loc și săptămâna viitoare în alte instituții de învățământ din Giurgiu.